Vlogul de azi începe puțin mai târziu, pentru că am lucrat până acum și evident n-am avut timp să mă spăl pe cap, o voi face când mă întorc. Și mergem cu piticania la veterinar, pentru că tot strănută și trebuie să avem grijă. Mulțumesc că m-ați lăsat singură! Da, și am păr vraiște în cap și tenul a început să se activeze la 2-3 zile. Timp de 2-3 zile mai exact după tratament, mi se exfoliază și fac tot felul de cojițe care se iau, dar după aia arată ca. Și ce zici, bebiță? Ești gata de veterinar? Uitați-vă cum îi curg ochii, sărac. De-aia... Da, la tine chiar îți măsur. Repede, dați-vă foc să vă vadă. Stânga sau dreapta, Ștefană? Stânga. Scuză-mă, de trebuie să fiu și la plat. Plăși, nu pe bunciu. Se pare că pur și simplu nu sunt menită să mă spăl pe cap astăzi, sau cel puțin nu în jumătatea asta de zi, pentru că am stat cred că vreo 2 ore la veterinar, era plin acolo de oameni cu animăluțe, ori de vaccinat, ori răciți ca asta mic al meu, mă rog, tot e bine. I-a făcut de parazitare, i-a dat antibiotic, ne-a dat și nouă acasă să completăm și am lăsat la mami și acum trebuie să plecăm la Pucioasa și sper că acolo s-a pus să mă spăl pe cap până ieșim în oraș. Apropo, verificam comentariile de la vlogul de ieri și îmi comentează Anda, oh, că a făcut mămica noastră cheesecake Oreo. Anda e nebunită după cheesecake-ul ăsta și trebuie neapărat să-i păstrez și câteva porții, să-i aduc duminică. Altfel, mă linșează. Sunt și... Da, mami are cea mai frumoasă ținută, este un onesie de Crăciun. Mamă, și a început să plouă și cred că o va da în soare. Da, mi-am luat de la vedere de la căței și de la pisici, de la toate animalele. A luat vântul, coș. Și de la căței de pe stradă mi-am luat la revedere. Pa, căței! Pa, mămică! Pa! Vlogurile mele sunt pline de animale, zici că am o grădină zoologică. Oh, ce te-ai lovit aici la căpățână? Ce mai aveți voi în mașină? Bye! Feliz Navidad! Feliz Navidad! N-a mai apărut de mult atât de mult pe un vlog nemachiat. Yep. Am ajuns și la Pucioasa la Andrei și acum o să ne punem să mâncăm ceva bun și apoi o să-mi spăl pe cap. Da, sigur fac asta. Sunt gata cu toate. M-am spălat și pe cap, m-am și machiat și trebuie să ne întâlnim la 8:30 în oraș și este 8:20. Avansez. De ce râzi așa? Cu subînțeles. Eu chiar sunt mândră de cât de repede m-am mișcat, zău. Și m-am machiat și foarte bine. Din punctul meu de vedere. Pac, pac. Mă, ce lumină care nu mă complimentează deloc. Dar cum sunt verde, e drăguț. Așa, mergem în Gong și pentru cele dintre voi care sunt din Pucioasă, nu știu dacă am urmăritoare din Pucioasă, în afară de Ștefi, dar ridicați mâna dacă da. O să mergem în Gong, care e practic, ce e? Un bar mai fain, mai pentru oameni frumoși, ca să folosesc un clișeu. Da, da, o să fie foarte drăguț, o să vă arăt câteva cadre pe acolo, pentru că sunt pereți pictați și sunt foarte mișto făcuți. Ok, revenim.
Haideți să vă arăt cu cine m-am întâlnit aici. Cine să încep? Oamenilor! Este Ioana și este sora mea al trei, deci practic viitoarea mea cumnă. Aaaaaaa! Și Denisa. Am văzut că ești acolo. Da. Îl mai știți pe Flavius al meu care era pe aici pe undeva? Are și Denisa acum un mini Flavius. Right here. Vine Ioan cu Grigore aici, ai de-o venă. Deci Grigore este șanțul Denisei de pe frunte când e nervoasă, îi se face așa un șanț. Speed bump, da. Denisa este supărată. A parcat super aproape în oraș. Care e mașina ta, Denisa? Să-i dăm ok. Ah, ce drăguță e. Okay. E neagră ca sufletul tău. Okay. E neagră ca sufletul tău. Mai frate, deci este naina voastră, pentru că voi mi-ați băgat în cap că eu am sufletul negru. Păi nu, dar trebuia să realizezi și tu odată. Și după aia adică era o floricică, o panseluță. Da. Mergem cu mașina? Ah, mergem cu mașina. Normal. Wow. Stai în față să filmezi mai bine. Jumate din vlogurile mele sunt din mașină oricum. Ei, Denisa, descuie și mie ușa. Vrei mai mult spolei sub capotă? Nu, mai vie încă unul, nu aș. Nu, hai la ora asta cine să vină. Nu, dar plecăm cu scârță. Da. Nu, de ce? M-a speriat? Nu. Uite, s-o cunoaște și pe Denisa la volan, că pe nimeni m-ați văzut de atâtea ori pe Denisa niciodată. E întuneric, măi, nici. Vrei să faci ultimul vlog, o să fiu și eu la volan. Aoleu, hai, prinții. Ați vrea să ningă? Nu! Bă, deci eu vreau! Zăpada era în gafă! Da? Nu, în Cluj! Da, chiar, ele s-au întors de la Cluj, acum or. În Brașov, Fredea, te-ai văzut cât ai dat? În Brașov am văzut, da. Medii. Nu știu, dar la un moment dat nu pot să garantez că... Vreau să vine să vede? Da! Da, nu se mai vede pe ea? Oh, da, se vede Sebastian. Și Grigore arată și pe Grigore la cameră. Hai, lasă, dracu, pe Grigore. Nu, se are și aia e... Ce vrei să vezi tu, nu? Da, zici că sunt ca Rabbit, dar la 14 ani. Sărbatice. Dar am venit la Pușoasa și m-am zândărit și am 50. Deci cred că îl prefer pe acest cârtat. Nu, ești gras. Nu ești gras. Nu am eu. Reclama a spus. Nu punem plasare de produse. Spune. Vloguile. Gata. Lasă. Gata, lasă-o să... Vloguile. Este aproape 3 și seara noastră se încheie acum. Și ne cedem Denisa acasă, avem șofer personal. Unde-ți echipiul, Denisa? Nu vreau să ajut. N-a pornit aparatul. Bă. Și da, cred că aici se încheie vlogul de astăzi. Nu știu cât de lung e și ăsta. Da, lung. Da. Hei, urmăresc fete mici. Aaaa, sunt perfect normal. Am ajuns înapoi acasă, mă schimb în ceva confortabil și mă apuc de editat acest vlog pe care voi o să-l vedeți mâine. Și că vă pup! Aici se termină vlogul. Nu uitați să dați subscribe dacă vă place ce fac și în partea asta ar trebui să vedeți partea asta? Partea asta. Da, alte clipuri. Vă pup! Pa!